România reprezintă unul dintre cele mai importante centre IT din Europa Centrală și de Sud-Est, iar utilizarea dispozitivelor mobile este în continuă creștere. Cu toate acestea, țara noastră are un nivel scăzut de soluții tehnice într-un domeniu extrem de sensibil și anume cel al sănătății. Motiv pentru care specialiști IT și experți în sănătate și-au dat întâlnire la cel mai mare concurs de programare din regiune pe teme medicale. Au lucrat împreună pentru a crea platforme digitale și educative care să ușureze accesul pacienților la servicii, tratamente și soluții inovatoare de sănătate. Una dintre echipele participante la Hackathon a observat că în sistemul de sănătate din România există un risc crescut de apariția unor situații neprevăzute și din cauza aparaturii învechite sau a deficitului de personal. Așa că membrii Smart Alert s-au gândit să le ușureze munca asistentelor. În cazul în care se înregistrează temperaturi mari, un puls neregulat, asistenta primește pe aplicație în mod automat unde se află un mesaj de alertă cu locația exactă unde se află pacientul. Astfel încât, indiferent de ora la care poate apărea un eveniment nefericit, asistenta să ajungă imediat la pacient. Senzorul de puls și cu senzorul de temperatură vor fi transformate într-o brățară, care va fi conectată cu hub-ul principal și va alerta instituțiile de urgență în caz că, de exemplu, persoana face infarct. Cadrele medicale se plâng că nu dispun de un sistem adecvat de programare a pacienților la consultații și că se apelează de multe ori la varianta primul venit, primul servit. Un grup format din specialiști IT și experți în sănătate s-a gândit la o soluție și pentru această problemă. Este o aplicație mobile în care pacientul introduce date, câteva date despre el, problema pe care o are, iar medicul răspunde acelei solicitări. Realitatea virtuală îmbunătățește și ea medicina. O demonstrează Tony și echipa lui. Au venit cu o soluție inovatoare pentru tratarea ochiului leneș, o afecțiune care apare des în copilărie. Noi ne-am gândit să le facem jocuri în realitate virtuală. În loc să poarte ocluzorul respectiv, ei vin la clinică, se joacă câte o oră pe săptămână în realitate virtuală și în același timp sunt tratați pentru afecțiunea lor. La concursul de programare Hacking Health au participat 100 de tineri profesioniști și talentați din sectorul IT și medical, care și-au propus să lucreze împreună pentru a decoda cele mai arzătoare probleme din domeniul sănătății. Tehnologia ne poate ajuta să interacționăm mai ușor cu medicii noștri, fie de la distanță, fie chiar în interiorul spitalului. Juriul va alege 3 proiecte câștigătoare, iar fiecare dintre acestea va primi finanțare pentru dezvoltare și implementare. Poate așa lucrurile în sistemul de sănătate se vor mișca ceva mai bine.